Guvernul și-a asumat în secret în fața Comisiei Europene desființarea CFR Marfă, folosind drept scuză decizia de recuperare a ajutorului de stat acordat ilegal în 2013. Concret, se pregătește transferul patrimoniului CFR Marfă și al contractelor către operatorii privați. Se pregătește desființarea unui gigant de stat, este vorba despre CFR Marfă, iar asta înseamnă o lovitură pentru mii de angajați. Așa ceva în România sunt mai... Da, nu, eu nu cred așa ceva. Eu cred că numai... Asta e o bătaie de joc. Asta înseamnă că suntem la pământ cu totul. Nu mai... Atunci la ce mai trăim? Deci la ce mai există România atunci? Dacă... Cum să fie așa ceva? Nu e posibil. Și transportul cu ce se face atunci? Pe calea autostrăzilor și pe asta. Nu înțeleg. Folosind drept scuză decizia de recuperare a ajutorului de stat ilegal acordat în 2013 sub forma unor facilități, guvernanții au elaborat un plan care are ca finalitate dispariția de pe piață a CFR Marfă și lăsarea în exclusivitate a operatorilor privați a sectorului de transport marfă pe calea ferată. Într-o primă fază, în cadrul restructurării din concordatul preventiv, actuala conducere a CFR Marfă va da afară 1400 de angajați.